30 ianuarie am venit să mă mai uit la stup, de data asta mă uit la pitic, am aici 2-in-1, dar pitic. Ce vreau să văd? Să văd ce face cu turtele. Ăștia mici le-am dat turte, nu mai merge fără la ăștia mici, indiferent câtă miere este. Piticul are nevoie de turtă, fiindcă dacă a depus 20 de celule de ouă, el s-a activat oricum. Iată-le, sunt active și sunt minus 13 grade. Pitic înseamnă două rame de albină. Bun. Lăsăm în pace. Deci ăsta s-a activat. Când ai turte, singura problemă este că trebuie să dai în continuare, nu mai merge să te oprești. Dacă ai dat, dai în continuu. Foarte, foarte ger. Foarte, foarte mare ger, adică... Na, acum eu sunt obișnuit cu minusurile astea. Să-l luat pe ăsta. Acesta n-are turte, are mâncare suficientă, e în 3 rame lăsat. Iată-le ce frumos stau în ghem acolo. Miere este, dar el nu e activ. De ce nu e activ? Fiindcă nu i-am pus turte, dar nu e activ. Acei care i-am pus turtă s-au activat, dar n-aveam de ales, fiindcă am observat că nu mai aveau mâncărică și ăștia aveau. Nu știu, am pus la toți 30, cam 5 kg de turtă am folosit, deci aproximativ 10 au necesitat intervenție din aceasta. Iată ce îmbrumați sunt copaci, foarte, foarte frig. Bine, deci asta este diferența din a da turtă și a nu da turtă, dar asta nu înseamnă că nu dăm turte chiar deloc. O să dăm, de acum la care am dat, o să dăm și la care n-am dat s-ar putea să nu dau, ca o miere. Dar nu toți au. Ei, amici, în general, nu reușesc să-și mențină mierea. Nu că nu și-au adunat ei astă toamnă, pur și simplu au consumat mai mult rame cu miere, am destule. Aici sunt pregătite zilele acestea. Am rame aici, am ramele goale pentru a dezvolta și aici am ramele pline pentru fiecare colonie. Am rame cu miere, plus și aici, astea spline cu miere, rame, pline cu miere, tot aici. Aștept de fapt dezvoltarea, să le dezvolte, dar mai este un pic să trecem de ger, e un frig, minus 13 mi-arată termometrul ăsta general care e pe zona. Am văzut că în unele zone se poate umbla liniștit la cuiburi. Mai durează un pic. Până data viitoare, numai bine.